Vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Foarte mulți dintre noi am auzit tot felul de mesaje despre mântuire, unele amenințătoare, altele super siropoase, cu tot felul de promisiuni, cu tot felul de uh, zahariseli din astea evanghelistice prin care ți se promite marea și sarea și fericirea în lumea de apoi. Însă, am ajuns la concluzia că majoritatea dintre ele sunt niște șarlatanii și nu sunt altceva decât propagandă religioasă. Dacă vorbim de creștinismul imperialist, care a căutat să cucerească sub forma, sub orice formă cât mai uh, largi teritorii în lume, în lumea păgânismului și în restul lumii, Uh, celălalt creștinism zaharisit, ca să zic așa, cu tot felul de promisiuni care vin în lumea cealaltă, uh. este. Și el destul de răspândit, mai ales în zona Americii și a oamenilor care visează, visează, pentru ei raiul este doar prosperitate, este un fel de prelungire a unei vieți plină de, de lux și huzur care este dus aici și în cele din urmă Dumnezeu, îi duce pe toți în raiul lui și așa mai departe. Însă aș vrea să ne trezim puțin din, din stările acestea, cea revoluționar evanghelistică și cea siropos evanghelistică, să vedem că de fapt mântuirea este prezentată altfel în pildele escatologice ale Domnului Isus Hristos. În Evanghelia după Matei, la capitolul 7 cu 13 și 14, ni se spune: Intrați pe poarta cea strâmtă, căși largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Ce aflu eu de aici? Că puțini vor fi mântuiți. Asta e prima realitate. Cât se poate de Crudă. Ei, dacă uh, am putea să transpunem în mesajele noastre ideea aceasta, vă asigur că popularitatea ar fi foarte, foarte mică. Dacă ne-am duce puțin în zona taliban-evanghelistică, în care exagerăm lucrurile și le facem puțin legaliste, atunci poate am câștiga mai mulți adepți, pentru că oamenii fie sunt mai mai degajați din fire, fie sunt mai legaliști din fire. Și atunci contrastele astea două prind foarte bine. La oamenii care sunt mai democratici, merge zona aia cu sirop și zahăr mult, la ceilalți care sunt mai acizi și mai refractari și un pic mai, mai, mai legaliști, prinde zona aceea în care totul e sabie, cuțit, e pocăință din asta așa. Însă nu despre asta vreau să vorbim despre aceste două extreme, ci pentru fapt, să vorbim despre faptul că puțini vor fi mântuiți. Nu cum vor fi mântuiți și care sunt metodele de mântuire, ci faptul că puțini vor fi mântuiți. După aceea o să vedem de ce. Mulți, majoritatea, se duc pe calea cea largă. Ăsta este un adevăr că se poate de tăios, pe care creștinismul a încercat să-l dea la o parte și să îl transforme într-o evanghelie expansionistă. A, s-a cucerit teritoriul cu tare, toți devin creștini. A, a, și, apropo, cum se făcea creștinarea? Acceptați pe episcopul de Roma sau pe cel de Constantinopol? Da, gata, bun, toți sunteți creștini. Și gata, toți erau creștini. Însă, nu vorbim de o creștinare cu adevărat. Dacă vorbim în zilele noastre, este la fel să nu-i judecăm atât de, de aspru pe ceilalți, pentru că și noi avem alte tentații. Atunci era amenințarea cu sabia, acum este amenințarea cu luxul și cu bunăstarea. Și este mult mai ușor să cedezi acum decât uh, atunci. Și poate atunci ai fi avut circumstanțe atenuante, însă noi, de bună voie și nesiliți de nimeni, renunțăm la credință, renunțăm la Isus Hristos, renunțăm la principii, renunțăm la valori, renunțăm la tot, pentru că există atâtea tentații. Și ce facem ca să ne tranquilizăm conștiința? Începem să ne acoperim de aparențe. Lumea Social media, lumea internetului, este o lume plină de aparențe. Este și ceva realitate, dar este plină de aparențe. Oamenii în aparență arată sau sunt într-un anumit fel. Când îi cunoști în realitate, te sperii. Și de aceea, în capitolul 7, începând de la versetul 15, se vorbește de prorocii mincinoși, adică de oamenii falși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște luprăpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Atenție! A, mai vin toți să te învețe cum să faci bani, cum să fii de succes, cum să faci nu știu ce. Dar viața lor e vai și amar. Și deja când încep să-ți vândă ei produse de ale lor și hai să faci, să iei cursul ăsta și o să schimbe viața, să cumperi cât mai multe chestii din astea cărți așa și să vezi ce să schimbă viața și unii tot stau, citești, 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 citești și se duc la cursuri și viața lor nu se mai schimbă deloc. Din punct de vedere spiritual, cam la fel. A, oh, să auzi pe evanghelistul cu tare, să duce și la el. Să mai auzi și pe cu tare, să mai duce și la el. Să mai mergi la evanghelizarea cu tare, să se duc, se duc, se duc, se duc, se duc la evanghelizare. Și viața lor nu se schimbă absolut deloc. Dacă vorbim de zona aceasta a activismului, iarăși aici ne astupăm și ne căptușim o imagine ca o carapace de broască țestoasă, impenetrabilă. Vai, păi, fratele, sora, vai, Dumnezeu pe pământ, înger de la Dumnezeu. însă Dumnezeu are puterea să crape carapacea aceasta și să vadă dincolo de carapacea aceasta care este de fapt realitatea. Și aici lucrurile nu arată chiar așa de bine. Și de asta spune uh, Domnul Hristos să ne ferim de prorocii mincinoși, de oamenii falși, care sunt foarte mulți, în primul rând să-i cunoști după roade, te uiți la roadele lui. Dacă vrei sfaturi de familist, te uiți la un om care are... Familie și a reușit în domeniul familiei. Dacă vrei sfaturi de business, te duci la unul care a reușit în domeniul respectiv. Dacă vrei uh, să înveți cum să vorbești și să ții un spiș, te duci la cineva care știe să vorbească, nu care crede el că știe. Sau hai să-ți vând un curs, că nu știu ce am, uh, am cumpărat și eu unul și acum fac un business din treaba asta ca să vând cursuri. Eu habar n-am ce vând. Nici n-am succes, dar hai să am succes pe spatele tău, ca fraier. Nu merge. Lucrurile astea sunt, sunt ciudate. Dar funcționează peste tot, pentru că întotdeauna există naivi care cred și uh, șarlatani care pot să le vândă aceste lucruri. De aceea, zice Domnul Hristos, după roadele lor îi veți cunoaște. Dar culmea că și aici putem să mimăm atât de bine roadele, încât oamenii zică, băi, într-adevăr, e ceea ce trebuie. Și până să ajungi tu să dai de realitate, omul te înșală și te învârte pe toate părțile. Și fiți atenți cât de bine pot să înșele oamenii aceștia și cât de bine pot să păstreze aparențele. Nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, versetul 21, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri Cu alte cuvinte, nu intri în împărăția lui Dumnezeu doar dacă faci niște fapte bune, dacă în spate este o motivație greșită. Sunt mulți oameni care fac lucruri bune și este bine că le fac chiar și cu motivație greșită. Mulți zic, a, că a dat, că nu știu ce a foarte bine să dea. Dacă toți care dau ar da cu inimă și cu o motivație greșită, ar fi mult mai bine decât să nu dea deloc. Foarte bine. Inima o judecă Dumnezeu. Despre asta discutăm în alt context. Dar ideea este că foarte mulți se mint că făcând niște fapte bune, autentice, dar având alte interese, vor obține și împărăția lui Dumnezeu fac eu prostiile mele, dar îmi fac o biserică sau sponsorizez ceva sau dau ceva și Dumnezeu mă iartă și Dumnezeu este cu mine. Mai fac niște minuni și mai pot să mai ridic fusta la secretară sau la nu știu cine, pentru că Domnul e bun și mă iartă. Sunt în fruntea bisericii, lumea mă crede mare zeu și zmeu nu contează cu câte surori am trăit eu. Lasă că e bine și așa. Important e lucrarea să meargă, să se boteze oamenii, să fie rapoartele. Este în regulă. Însă, Dumnezeu zice așa, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, fiți atenți, ăștia erau proroci, n-am scos noi draci în numele Tău, și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Foarte interesant. Să scoți dragi, să faci minuni și rugăciuni, să predici bine, să faci tot felul de lucruri bune. Ce putea să zice unui asemenea om, nu? Însă Domnul Hristos spune, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Nu că nu vă cunosc. Niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Și asta îmi descoperă ceva foarte interesant. Niciodată nu ești cunoscut de Dumnezeu dacă nu ești autentic. Și dacă nu ești sincer. Poți să faci orice fapte bune. Dacă tu nu ești sincer cu tine și cu Dumnezeu, Dumnezeu nu te cunoaște. Niciodată nu v-am cunoscut. Ai prorocit? Poate. Am făcut minuni? Poate. Am scos dragi? Poate. Dar eu nu te-am cunoscut pentru că nu erai în zona autenticului. Erai fals. Și eu nu vreau să cunosc oameni falși, spune Dumnezeu. Foarte interesant. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Adică, dacă vrei să păstrezi aparențele și să fii un fățarnic, zice Dumnezeu, n-ai pe cine minți. Pe oameni poți să-i minți. Majoritatea cred că ești într-un fel. Majoritatea cred despre tine anumite lucruri. Însă, eu știu bine ce credeți pe tine, zice Dumnezeu. Imaginea aceea la odiceanului din Apocalipsa. Nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. E, vai de capul tău! Niciodată nu v-am cunoscut! sunt cele mai triste și mai dramatice cuvinte pe care le poate auzi cineva. Însă, nu este prea bine să predici prea mult lucrurile astea, pentru că încep să pierzi din adepți. În momentul în care spui că Evanghelia este de fapt a, este pentru toți, însă puțin vor fi mântuiți, încep să elezezi pe cei care vor să o scalde puțin. În momentul în care spui că puțin vor fi în împărăția lui Dumnezeu, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, îți cam pierzi din popularitate. Se vor ori legaliști, ori libertini, care închid ochii și binecuvântează și dă să meargă, nu ai nicio problemă. Sau există și varianta mix, mix de legalist cu mix de sirop de zahăr. În care lucrurile sunt un pic amestecate și fac încurcătura și mai mare. Însă, Evanghelia pune lucrurile într-un contrast atât de mare încât chiar și ochii cei mai orbi se deschid dacă omul vrea. Un alt adevăr pe care l-am găsit în pildele acestea escatologice, pe lângă cel pe care l-am anunțat, mulți chemați puține aleși, adică puțin mântuiți, pentru că nu sunt autentici, am găsit în Evanghelia după Matei, la capitolul 20, ideea aceasta că nu contează cât de mult ai lucrat în, în lucrarea lui Dumnezeu, ci lucrează, contează motivația pentru care ai făcut lucrul acesta. Mai mult sau mai puțin lucrat, aceeași plată. Și în capitolul 20 din Evanghelia după Matei, ni se transmite un mesaj că, indiferent că ai lucrat mult sau puțin, mântuirea este un dar din partea lui Dumnezeu. Ea nu este un rod al heirupului. Mai auzeam baliverne de genul ăsta că la fiecare suflet pe care l-ai câștigat pentru împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu îți spune câte o stea în coroană. Baliverne mai mari ca astea n-am putut să aud. Și este un concurs din ăsta, ci că asta este steaua mea în coroană. Ăsta este al meu. Am cinci stele în coroană, că cinci s-au botezat datorită mie. Serios? Pe de ce Dumnezeu face concursuri din astea ale heirupiștilor și să-i vezi cum vin așa în împărăția lui Dumnezeu unul cu o coroană din aia de rupe gâtul că el a fost de mare evanghelist și a câștigat câteva sute și altul vine și el cu o stea sau cu o jumate de stea prăpădită pe acolo în frunte. paliverne. Mântuirea nu este un rod al heirupului. Nu este niciun rod al leneviei în care să aștepți ca Dumnezeu să-ți dea, nu. Dar nu este un rod al heiropului. Noi am lucrat 50 de ani, frate, în lucrarea lui Dumnezeu. Foarte bine. Noi am lucrat numai 3 luni. Foarte bine. În pilda aceasta ni se spune că indiferent cât de mult ai lucrat în... <coughs> <coughs> în lucrarea lui Dumnezeu, plata este aceeași. Adică spune aici că cei care au lucrat mai mult cârteau împotriva gospodarului. Păi noi am dus toți zăduful zilei, am stat în căldură și ăștia au venit acum la urmă și le dai la fel ca nouă. Păi dar nu-i drept. Și într-adevăr, nu este drept. Însă Dumnezeu vine cu un argument care dărâmă toată dreptatea noastră. Și prietene, nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu, adică nu ai venit la mântuire? Ba da, cum să nu? Păi și, uite -o. Ăștia la n-au venit tot pentru mântuire? Ba da, păi uite-o. Păi și care? A, nu, că stai, că... Nu, 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 stai, este a mea mântuirea. Eu o dau cui vreau. Și dacă vreau să o dau unuia, la fel care a, ca unuia care a muncit 50 de ani în lucrare și unuia care a muncit 3 luni, care e problema ta? Este al meu, acest dat, acest dar. Așa că n-ai ce să te superi pe mine. Că ai lucrat mulți, că ai lucrat puțin, aceeași plată. Ia ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă, ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori ochiul tău este rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Foarte interesant. Noi ne-am făcut stăpâni de rai și noi am ajuns să băgăm și să scoatem din rai pe cine vrem. Biserica, mai ales a sui pe tronul acesta, mă refer, mă refer la toate, ca instituție, toți sunt un fel de păzitori de rai. Ăștia intră, ăștia nu intră. Ăștia dacă fac asta, intră, dacă nu fac asta, nu intră. Și s-au <coughs> stabilit liste întregi cu păcate, cu ce să faci, cu ce să nu faci, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. Dar vine Dumnezeu și zice, stai, stai, stai. Nu, nu. nu Doamne că ăștia, nu, 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 stai, stai, stai. Doamne, dar nu. Lasă-mă pe mine. Păi de asta... Stai liniștit. Eu dau mântuirea. Să nu uitați, dragii mei, din biserică de unde ați fi. Nu voi dați mântuire. Nu voi dați mântuirea. Că ați fi episcop, că fi preasfinții, care ați fi. Nu voi dați mântuirea. Nici păstori, nici biserică, nimeni. Numai Isus Hristos și Dumnezeu dă mântuirea. Ce suntem noi? zice o, o pildă domnul Hristos doar niște robne trebnici am făcut doar ce, ce ce trebuia să facem am predicat am ajutat și restul e problema lui Dumnezeu mântuirea nu este un rod al heropului ci este un rod al harului și al bunătății lui Dumnezeu și al alegerii lui Dumnezeu apoi dacă mergem mai departe la capitolul 22 Ni se vorbește despre pilda anunții fiului de împărat. Aici, are este foarte interesant. A, foarte mulți vin la mântuire și, a, nu contează, domne. a, importantă, este inima, a, ce simți tu, ce, a, nu, ce zice Dumnezeu, nu contează, este așa. Hm. Și în pilda aceasta, Iisus spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți rob și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată am gătit o spățul meu. Junții și vitele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Uh, s-ar mai departe. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți care -au, pe care i-au găsit, și buni și răi, în odaia ospățului de nuntă și odaia ospățului de nuntă s-au umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Observați că protocolul împărăției îl face Dumnezeu. Nu-l faci tu. A, mie mi se pare, Dă la o parte chestia cu ți se pare. Majoritatea, de la o parte chestia cu majoritatea. Cineva mi-a spus, lasă la o parte pe cineva. Important este ce spune Dumnezeu. Și în momentul în care împăratul a intrat în cameră, s-a uitat și a zis, băi, da, tu ce cauți cu haina asta care nu este de nuntă? A, Doamne, știi că m-am descurcat eu. Nici măcar n-am mai avut cuvinte să spună ceva, zice cuvântul lui Dumnezeu. A muțit! Și împăratul zice, scoateți-l afară și aruncați-l acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. În adevăr că se poate de tranșant, în care se spune că Dumnezeu face regulile împărăției, nu oamenii, nu biserica, nu altcineva. Dar regulile acestea, la ele ține cel mai mult. Și spune foarte clar că dacă tu nu le respecti și sfidezi voința lui Dumnezeu, nu vei ajunge acolo. Atunci împăratul a zis slujitorilor să-i legați -i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în tunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Observați ideea aceasta pe care o transmite aici Mântuitorul. El nu spune că majoritatea și că acolo spune că au chemat și buni și răi, care au avut, erau neapărat mântuiți, ci vorbește acolo de o categorie. Ăsta a sfidat pe față regula împăratului, protocolul lui Dumnezeu. A, eu vin așa cum îmi place la nu contează, lasă. Alții au venit vopsiți, mascați, dar erau cu haina pe ei. Nu înseamnă că Dumnezeu îi va mântui, Însă aveau haina pe ei. Măcar au încercat ceva. Ăsta a venit așa cu nesimțire și a zis, Doamne, eu nu, nu servesc regulile tale. Eu am venit la ospăți așa cum îmi place mie. În hainele mele. În șlap, în bermude, în maieu, în... Da? Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și pe de-o parte, puțini vor fi mântuiți. Pe de, de altă parte, mântuirea nu este un dar al heirupului. Da? Este un rezultat al heirupului. 3. Dumnezeu face regulile în ceea ce privește mântuirea. Și mergem mai departe la Matei, capitolul 25, unde mai sunt câteva pilde escatologice, unde ni se vorbește despre pregătirea pentru împărăția lui Dumnezeu și unde găsim niște adevăruri prețioase pentru noi. Pilda fecioarelor adormite. Toate fecioarele au adormit în pilda aceasta, Matei capitolul 25 și culmea, unele erau mântuite, cinci și cinci nu. Uh, am tot stat să înțeleg enigma acestei uh, acestei pilde, ne au căutat tot felul de interpretări, care de care mai exclusiviste și mai uh, revoluționare. Și asta să mă gândesc dacă toate au adormit. De ce cinci au fost mântuite și cinci nemântuite? Sau ah, au intrat în odaia cu mirele? Și gândindu-mă am realizat că noi toți ne depărtăm de Dumnezeu la un moment dat. Chiar și cei care spunem că suntem credincioși și suntem lângă Dumnezeu și citim Biblia și ne rugăm și facem tot felul de ritualuri, toți avem momentele noastre de rătăcire sau, hai să zic, poate nu rătăcire, dar de adormire, de răcirea credinței. Însă momentele acestea pe unii îi împietresc, iar pe alții nu îi împietresc. Sunt oameni care se duc în lumea largă, fac toate prostiile posibile și imposibile, dar nu le este afectată sensibilitatea spirituală și acea sensibilitate la glasul Duhului Sfânt. Însă, unii se pot răci în formalismul religios, alții se pot răci în nelegirea acestei lumi, dar alții nu. Toți sunt adormiți și unii și alții. Însă, pe unii această dormire nu i-a împietrit atât de mult încât să nu se mai poată trezi și să iau o atitudine pentru Dumnezeu. Le lisește poate momentul în care Dumnezeu să-i scuture mai tare, să-i trezească și să-și dea seama că nu mai pot merge așa mai departe. Însă, unii sunt total împietriți, atât în lumea religioasă cât și în lumea aceasta a păcatului și a viciilor. Alții pot să nu fie împietriți atât în lumea religioasă, cât și în lumea aceasta a păcatului și a viciilor. Vă rog, înțelegeți cheia în care fac această afirmație, că oricum majoritatea înțelegeți ce vreți, da? Unii se depărtează de Dumnezeu în biserică și se împietresc, alții se depărtează de Dumnezeu în afara bisericii și se împietresc în viciu și în păcat. Alții rămân lângă Dumnezeu, în biserică, într-o stare așa mai de hibernare și alții rămân cu inima sensibilă chiar dacă gustă din plăcerile acestea de o clipă ale păcatului. Este foarte interesant. Ideea este că la un moment dat trebuie să se trezească, să-și vină în fire. Pentru că mirele vine, și nu pot să rămână adormiți, să nu întâmpine nimeni pe mire. Și spune că în momentul în care mirele a strigat, sau cei care l-a anunțat că vin, toate s-au trezit, însă unele dintre ele nu aveau rezerva de ulei în candelă, ceea ce arată acea iubire pentru Dumnezeu. Sunt oameni, dragii mei, care au rămas sensibili deși au păcătuit toată viața lor. Sunt oameni care și-au pierdut sensibilitatea păcătuind toată viața lor. Sunt oameni care au rămas sensibili față de Dumnezeu în biserică și sunt oameni care s-au împietrit în biserică și au devenit adevărați draci. Scuzați-mi expresia, dar așa se întâmplă. Să te ferească Dumnezeu să ai de-a face cu ei. Niște draci cu ghilimele de sfinți. Care bărfesc, care sunt plini de răutate, care abia așteaptă să, să râde de tine, să te să bajocorească. Oricum nu mă interesează, sincer să vă spun, speța asta. Uh, am încetat, m-au afectat foarte mult într-o vreme și, vai, că... acum mi-e atâta de indiferent, poate să le se tocească dinții, să vorbească, să bârfească. Nu mă mai interesează. Pentru că mi-am dat seama că sunt oameni care nu au nicio perspectivă și acolo îi vei întâlni și peste 50 de ani. În aceleași răutăți, în aceleași bălăcării, în aceleași mize mici, în aceleași nimicuri, în aceleași lucruri care nu contează. Însă, în pilda aceasta, sunt unii care totuși își păstrează acea dragoste față de Dumnezeu și acea umanitate, acea doză de umanitate la care Dumnezeu poate să facă apel. Și în momentul când se strigă, ceilalți se trezește și zau, dar eu nu mai simt nimic, eu sunt ca pietroiul, ca lemnul, nu, nu mai... Trebuie să mă duc să... Nu mai e ce să... Ești sec, ești gol. Oameni seci, care nu mai au umanitate în ei. Și alții care zic, da, într-adevăr, uite, trebuie să schimbăm asta, trebuie să întâmpinăm mirile, trebuie să reînflăcărăm credința noastră, să ne apropiem, că vine. Da? Foarte interesant. Apoi, dacă ne uităm mai departe în pilda aceasta, ni se spune că după au venit și celelalte care s-au dus să cumpere cicăulei. Însă în momentul în care Dumnezeu te-a lepădat, eu am o teză biblică pe, pe tema asta și chiar am vorbit în, în vinerile anterioare, că în momentul în care Dumnezeu te leapădă, tu nu știi dar ești lepădat pentru totdeauna. Cazul lui Saul era lepădat înainte să fi fost declarată așa fățiș lucrarea aceasta de lepădare, iar generația potopului a fost lepădată înainte să vină potopul cu 100 și ceva de ani. Vă rog, citiți Scriptura, nu mergeți că stai că ne-a zis nouă fratele pastor, nu știu care și... Nu, deci te-a zis, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Deci Dumnezeu hotărâse când a zis lui Noe că ei sunt pierduți. Și alții vor să-i mântuiască, să s-a dus Hristos să le, pot, să le propovăduiască după, în timp ce era mormânt, baliverne, baliverne și restălmăciri. În momentul în care Dumnezeu te-a lepădat, s-ar putea ca tu să nu știi, dar El știe. Și este prea târziu pentru totdeauna. Și oamenii lepădați au caracteristica aceasta că nu mai pot să simtă și să fie umani. Nu mai pot să simtă. Și să fie umani. Nu că nu mai pot să păcătuiască. Vă rog, înțelegeți exact ce, ce spune Scriptura. Pot să păcătuiască. Pot să greșească. Dar inima le-a rămas impresionabilă. Însă un om care se uită la tine ca la gard. Și n-are niciun pic de empatie. nu pot să spui că Fierbe de dragostea lui Dumnezeu. Nu. Nu este rolul meu să pun nicio etichetă. Vorbesc doar tipologic. Dumnezeu știe inima fiecăruia. Pentru că. <coughs> El este Creatorul, El este cel care ne cunoaște cel mai bine. Însă, oamenii care au fost lepădați nu mai simt nimic în sufletul lor pentru Dumnezeu și pentru cei din jurul lor. Vecheați dar, dar nu știți, pentru că, că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. O altă pildă escatologică este cea a talanților, în care Dumnezeu vrea roade. Trecând dincolo de aspectul cu harul, cu bunătatea lui Dumnezeu, care sunt absolut reale, Dumnezeu privește oferirea mântuirii ca pe o investiție. Dumnezeu gândește ca un antreprenor. Uh, și de când am descoperit lucrul acesta, mi-am dat seama că de multe ori irosim timp din viața noastră cu oameni care nu contează, cu oameni care nu apreciază timpul pe care le oferim. Și nu vor să crească sub nicio formă. Ba, din potrivă, să te tragă în jos într-o lume a lor, a bârfelor, a bălăcăriilor, a lucrurilor ieftine, mizerii și lucruri de genul acesta. Ori Dumnezeu zice, îți dau mântuirea, îți dau niște daruri, dar lucrează cu ele. De ce n-ar fi și relaționările noastre în felul acesta? Să oferim credit și timp a care fac ce trebuie cu ele. O să vedeți că pe măsură ce înaintăm în vârstă și ne risipim în relații care nu contează și care nu aduc o creștere, nu doar financiară, spirituală, de valoare, noi ne risipim viața cu oamenii care nu contează. Și Dumnezeu, în momentul în care oferă talanții aceștia, a făcut o investiție. În momentul în care Dumnezeu îți promite darul mântuirii, îți dă ceva, sau îți dă niște daruri, îți dă ceva ca o investiție. Nu ca să îți bași tu joc de ele. A, mi-a dat Domnul mântuire. A, ce fain e să fii mântuit. Hai să ne bate în joc de mântuire. Că noi oricum suntem mântuiți odată pentru totdeauna și cântăm Amazing Grace. Ha, <laughs> ce fain că suntem mântuiți. Minte de grădiniță. Dumnezeu este foarte atent. A dat darurile și a plecat. Zice așa. Unul i-a dat cinci talanți, altul i-a dat doi și altul i-a unul. Fiecare după puterea lui și a plecat. N-a stat după ei, bă, 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 ce faci? Bă, bă, bă n-ai făcut opt ore. Bă, vezi că nu, nu i-a lăsat în pace să lucreze cum vor. Știți că marile companii, și companiile de succes, nu știu dacă nu Google sau care dintre ele, <coughs> uh, și-au dat seama că e mult mai ușor să-i motiveze pe oameni să-i lase să lucreze în timpii lor. <coughs> Îi dă în față targetul și spune, ai atâta timp în care să îl realizezi. Cum îți împarți tu timpul în zile, în luni, în săptămâni, este problema ta mie la sfârșit de lună sau la sfârșit de an, să-mi dai rezultatele astea. Și au constatat că oamenii se mobilizează mult mai bine când sunt lăsați în pace să lucreze potrivit talentelor lor, să fie creativi, decât să fie tot împunși de la spate și să-ți mai pună șapte manageri în spate. N-ai făcut aia, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, norma, nu știu ce. Nu! Și au, în schimb, tot felul de spauri acolo, au tot felul de, de lucruri interesante, de relaxare, ca oamenii să-și găsească, să găsească timpii lor de lucru. Bine, vorbim de niște oameni motivați aici, nu vorbim de niște oameni care se duc acolo și uh, trăiesc numai să le vină leafa. Da? Aici vorbim despre o investiție pe care Dumnezeu o face. Unuia 5, unuia 2, unuia 1. Unu. Și îi lasă în pace să lucreze în timpii lor. Și după cum cred ei, 12 ore pe zi, 14 ore pe zi, 2 ore într-o zi, nu contează. Ideea este, când vin să-mi iau cu dobândă ce este al meu. Dumnezeu vrea roade, nu scuze. Aia chestia asta, A, că suntem mântuiți prin har și nu facem nimic și stăm și ne uităm unii la alții și mai cântăm cât de bun este Dumnezeu. A nu se confunda cu heirupismul, în care scopul este... Nu! Trebuie să ai roade, dar le faci de dragul lui Dumnezeu, de dragul stăpânului. Ți-a dat ceva și parcă ți se subție obrazul dacă ești altfel. Înseamnă să nu fii recunoscător. Motivația este cu totul și cu totul alta. Observ ceva în dinamica aceasta a, a talanților și a lucrului. Îndată cel ce primise cei cinci talanți s-a dus și a pus în negru, a bine, a plecat asta până, am cinci talanți, a, am atâta timp la dispoziție, mă duc să-mi beau cafea, mă, duc să mai stau un pic, să mai dorm, am atâtea resurse, pă, caracteristici ca oamenilor care reușesc este aceea că văd momentul, văd oportunitatea și nu, a, lasă că mai... S-a dus, s-a dus. Știți cum se zice în, în popor? N-aduce zi... anul ce aduce ceasul. Știți de ce? Pentru că ocazia are moț. Și dacă n-ai prins-o, s-a dus. Cine știe peste câți ani dacă o mai prins. Și de aceea este bine să fii pe fază, îndată. Asta arată acțiune imediată. Nu, a, la, o am cunoscut pe cineva într-unul din districtele pe care le-am păstorit, ce de mâine mă apuc de cură de slăbire. Și mânca la prăjituri până pocnea. Și după aia, dar totul era de mâine. De mâine! Și tot rotunjoară era și tot rotunjoară a rămas. De ce? Pentru că totul era de mâine. Și tot așa sunt și schimbările în majoritatea cazurilor. De mâine, de mâine o să fac, de mâine mă apuc de alergat, de mâine mă apuc să fac bani, de mâine mă apuc să lucrez, de mâine, de mâine, de mâine. Și amânarea este eșec garantat. Omul ăsta, îndată, s-a apucat de lucru. Și a pus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți. I-a dublat. Tot așa și cel ce primise doi talanți, a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant, s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Eh, de asta nu îmi place să vorbim când vorbim de mântuire. Dumnezeu îți cere socoteala. A, ah, nu, nu cum să-ți ceară cineva socoteala. Suntem atât de sensibili, nimeni să nu-ți ceară socoteala. Ba da, trebuie să-ți ceară socoteala. Dacă a investit în tine, dacă a dat niște resurse, orice finanțator și Dumnezeu are dreptul să-ți ceară socoteala pentru că el a investit și e numai corect ca să-și ceară socoteaua. Ce ai făcut? Și observați că i-a lăsat, i-a lăsat vreme îndelungată. Și după vreme îndelungată a venit să vadă a la long ce au făcut. Una, ăștia au zis, hai, repede, ne apucăm, facem. Au dublat. Ăsta l-a la îngropat și zis, a zis, lasă, dă-i pace, ăsta nu mai știe de bani. Ai, pasă lui de... Un talent șmecherul ăsta, șnapanul ăsta, vrea numai profit, vrea să... De, de unde, bă, să-i scot eu lui profit? De unde să fac eu treburile astea? hai lasă-mă în pace cu... Dar observați că Dumnezeu nu gândește ca un comunist. A, indiferent cât ai lucrat, tot aia. Nu, 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 mântuirea este dată indiferent de cât ai lucrat. Dar nu este dată nimănui fără să fi lucrat sau fără să fi făcut ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei au venit în ceasul al 11-lea, dar tot au lucrat ceva. Au avut dispoziția să... Atunci a chemat stăpânul, dar au fost dispuși să lucreze. Nu la toți le-a dat 5. La unul i-a dat 5, la unul i-a dat 2. Dar amândoi au dublat ceea ce le-a dat stăpânul. Ăsta cu unul a zis... Da. Categoria celor șmecheri și vicleni. Și leneși. Chiar asta îi spune și ei stăpânul. Rob viclean și leneș. Să știți că puturoșii sunt foarte șmecheri, foarte vicleni. Au un, un, un uh, stil de a se scuza și de a arăta că ei au probleme, că ei nu pot să muncească. Erau câțiva din ăștia care au primit pensii pentru handicap și ei se plimbau cu bicicleta, cu mașina și acum, da cum, că tu ești, ai grad de handicap, că ești orb și tot dintr-o anumită categorie socială. A, nu, că nu știu cum i-a revenit în timp și toate alea. Vă dați seama, nu? Și noi îi întreținem din, din, taxe, din impozite pe oamenii ăștia. Rob, Viclean și Leneș, dacă ascultați pe un Leneș să vă spună de ce nu lucrează el și pe un jmecher din ăsta asistat social, vai de mine. pe da, au toate argumentele din lume, nu doar să spună că e drept să primească, ci că este dator cineva să le dea tot timpul, să le dea ajutoare, să le dea rechizite, să le dea bani, să le dea alocații. Nu este dator nimeni, dragii mei. Conform lui Dumnezeu ăștia nici nu ar trebui să mănânce. Spune Scriptura, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Dacă ar fi, lăsați așa, vă garantez că în secunda doi s-ar apuca de lucru. Dacă ar fi interzisă și pedepsită cerșetoria. Și dacă ar fi tăiate ajustoarele sociale de la toți acești paraziți, și nu mă refer la cei care au nevoie, sunt situații dramatice în care este handicap, sunt familii care rămân într-adevăr defavorizate. Nu despre asta vorbesc, ci despre lene și vicleni. Votanții. S-ar însănătoși toată societatea. Stăpânul le-a zis la fiecare. La cel ce a câștigat alți cinci talanți, bine, rău, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți, a venit și el și a zis, Doamne, mi a încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Adică observați bucuria lui Dumnezeu că ei au avut profit, au avut câștig. Cel ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis, ăsta e cu bărbile și cu scuzele. Doamne, am știut că ești un om aspru, observați ce e nemernic. După ce că l-a ajutat și a dat moca un talent, asta a zis, începe să-l acuze pe stăpân. A, mă, lasă-mă, că știu eu că ești cum ești. Am știut, ăștia plin de prejudecăți și de scuze. Am știut că ești un om aspru, care se ceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vândurat. Mi-a fost teamă de ce ți-a fost teamă? Pentru că erai viclean și leneș. Ți era teamă să nu te prindă. Că dacă erai angrenat în lucru, nu ți era teamă, nu aveai timp să să fabrici tot felul de scuze și de prejudecăți și de minciuni în, în mintea ta. Dar ăștia au vreme de minciuni, de cafele, de prostii, de tot felul de bălăcării, de seriale, de las fierbinți, de uh, știri, de prostii din astea, de... Uh, show de televiziune de doi bani, mă mai întreabă copiii, domnul, vă uitați la vise, la chei, la nu știu ce, mă interesează și să mă uită la prostii din astea. Și show din astea de doi bani. De ce? Pentru că e vreme. Mi-a fost teamă. Și m-am dus, ți-am ascuns talentul în pământ. iată ce este al tău. Nu, no, nu, no, nu, no, zice Dumnezeu, nu, ăsta e al meu. Al meu este cu dobândă. Așa că te rog frumos dă-mi dobânda. Da, știam eu. Nedrept, bogații ăștia, Dumnezeu ăsta, să uh, săracul și face pe victima. Însă Dumnezeu nu poate fi mințit și nici păcălit. Eticheta este cât se poate de, de clară. Rob, viclean și leneș. Rob, viclean și leneș luați talentul și dați-l. <coughs> Celui ce are 5 și a mai câștigat 5. Aici, oh, comuniștii, cu gândirea. De ce n-a dat la, la cu 2? Că ăla are mai puțin. Nu. Știți de ce? Dintr-un raționament practic. Cine știe să administreze și să dubleze 5 talanți, va putea foarte bine să administreze și 11 talanți. E vorba de abilități și de capacitatea de a gestiona anumite lucruri. Și nu uitați că Dumnezeu nu este deloc comunist. Dumnezeu vrea roade, vrea eficiență, vrea rezultate. În ziua judecății, când stau toți în fața lui, Doamne, vin palavragii! Când te-am văzut noi pe tine în temniță sau având, nu am văzut niciodată nicio nevoie, nicio. Și ăștia alți care au făcut într-adevăr, nu ne aducem, dar noi am făcut lucrurile astea ca mi s pur normal să facem. Dar cei mântuiți, toți au roade. Ceilalți, doar vorbe, doar scuze și doar acuzări la adresa lui Dumnezeu, că este nedrept. Ei au drept la rai. Nu este așa. Raiul se câștigă după regulile lui Dumnezeu. Și niciunul din cei care nu fac nimic, nu vor ajunge acolo.